Vicepreședintele organizației Sălaj a Partidului Mișcarea Populară, Adrian Popan, a făcut astăzi, într-o conferință de presă, un apel la frații mai mari din PDL și PNL pentru a se alia la acțiunile PMP. Mai face un apel către Partidul Național Liberal, Partidul Democrat Liberal, a se realia acțiunilor noastre și a încerca să fim mai vehemenți în demersurile pe care le facem pentru a crea o opoziție substanțială Partidului Social Democrat. Vrem ca România să fie liberă, să aibă o justiție independentă, să funcționeze în folosul statului și după anul 2014. Pentru aceasta nu trebuie să lăsăm ca PSD-ul să acapareze și președinția. De altfel, întregul discurs al vicepreședintelui Sălajean al Partidului Mișcarea Populară s-a axat pe o retorică anti-PSD și anti-Ponta, apreciind că dacă acesta va candida la președinție, va fi un candidat anti-justiție și anti-stat de drept.